Nu condițiile grele din Republica Dominicană îl pun în dificultate pe Culiță Sterb, ci dorul de familie îl macină tot mai mult cu fiecare zi ce trece. Cu cine a vorbit faimosul la telefon și ce mărturisire a făcut? Deși săptămâna a început destul de prost pentru echipa faimoșilor, în cele din urmă aceștia și-au revenit spectaculos. Astfel că și-au adjudecat victoria în ultimul joc al săptămânii, jocul pentru comunicare. Faimoșii au avut șansa de a vorbi la telefon cu un prieten. Dacă la început a reușit să facă față tuturor provocărilor din Republica Dominicană și părea că nimic nu-l poate afecta, acum Culiță nu se ferește să spună că dorul de familie devine din ce în ce mai greu de suportat. Sora lui, Ileana, a născut de curând și urmează ca și el să devină tătic în doar câteva săptămâni. Faimosul își dorește foarte mult să fie acasă în momentul în care se va naște băiețelul lui, iar gândul că acest lucru s-ar putea să nu se întâmple îl face de multe ori să-și piardă motivația. Culița a vorbit la telefon cu un prieten apropiat și astfel a putut primi vești despre cei de acasă. Deși a aflat că totul merge ca pe roate acasă, faimosul a dezvăluit că nu știe cât mai poate rezista în Republica Dominicană, mărturisind că îi simte tot mai mult lipsa iubitei lui Daniela, care este însărcinată și urmează să nască în câteva săptămâni.